care nu cunosc asta, deci el, Voita, are o detentă impresionantă, să spunem așa. Și da, contează mai mult agilitatea. Da, e adevărat, dar chiar aș vrea să-l văd mâine, pe bune, că abia aștept. Mâine pe la ce oră? E toată povestea. Ei o să facă ambii ceva demonstrații, una de freestyle, una de slam dunk. Pe la ce oră zici tu că pui? Competiția începe la ora 10, toate meciurile încep deja la ora 10. Probabil o demonstrație de freestyle va fi undeva pe la ora 1, să spunem așa. Plus că foarte, foarte multe concursuri pentru public. Avem aruncarea de la mijlocul terenului, aruncări de 3 puncte, aruncări libere, multe premii și mingi pentru toată lumea. Freestyle-ul, deci, pe la 1 și slam dunk-ul în jur de 4, după amiază, probabil, să fie puțin mai rău. Da, excelent. Și după aia încă o rundă de meciuri, bănuiesc, de la 4, da, 4 și deci ceva de pe la 5 între tot încolo. Acest timp sunt meciuri și da, vă garantez spectacol total, pentru că și ei au echipa acolo și freestyle-ul se poate face cel mai bine în timpul meciului. Da, nu, adevărul e că-s de văzut. Îți dai seama, un specialist la freestyle și unul la slam dunk în aceeași echipă, o să fie ceva, o să fie ceva serios. Da, cine știe, alei apuri sau... Da, e in the game. Aș recomanda să vă uitați la faza asta, e... Da, senzațională. Asta e de wow. Ceva de speriat. Acum pe bune. Da. Da, corect. Să știi că l-ai intimidat. Amazing. Da, nu, tipul e super ca lumea și o să fie demonstrația mult mai serioasă pe teren. Mult mai ca lumea. Și acum, na, ne apropiem cumva de încheiere a emisiunii noastre. Vreau să te întreb cum s-a mers cu organizarea și de ce mai ai nevoie. Că noi suntem aici, cumva, la dispoziție, să zicem. Să vă răspund și cu lucru, poate dinainte, cum am apucat să-i aducem pe ei. Păi, exact. Partea cu sponsorii anul ăsta a fost destul de greu, nu știu, am reușit noi să ne menținem. Eu reprezint organizația STEP. Practic e o organizație pentru tineret, pentru tineri de aici din Bacău, pentru tineret și activități cultural-sportive în principal. Avem un proiect finanțat de Uniunea Europeană pe partea de EVS, Serviciul European de Voluntariat, care va începe imediat după turneul de basket. Acum le-am lipit oarecum cele două proiecte pentru a putea beneficia de atenția mediatică necesară. Da, da, normal. Și foarte bine. Le-am legat oarecum la fel pentru a beneficia de fondurile implicate aici, pentru a aduce la fel oameni implicați. Bun, dar până la urmă s-au rezolvat și acum e ok. Sunt... Da, ce-ți mai lipsește? Că-ți mai lipsesc lucruri. Mai mult ca sigur. Lucruri vor fi tot timpul necesare. La apă, la sucuri, la orice. Bine, vă dați seama, la atâți participanți avem monitori foarte mulți. Pentru fiecare meci e nevoie de cel puțin doi oameni, un arbitru și un monitor. Spune, deși nu știm lucrul ăsta, echipele pot fi și mixte? Da, asta vrem. Specială, băieți, anul ăsta, fete? Acolo da? M-am înscris eu. La mix, da? La mix sunt eu înscris. Singur? Că am zis să jucăm în formula asta. Voi trei și noi trei. Ar fi o treabă. Da, n-ar fi rău. Dar vă invităm. Da. Facem un demo în afara competiției, așa. Iar competiția de Open Mix, deci acum sunt trei categorii, Open, Open Mix și Junior. Și câte s-au înscris până acum? La Open Mix sunt 15. Dacă mai au loc? Mai au timp să vină? Ideal ar fi 16 ca să facem un tablou complet. A, deci mai e nevoie de o echipă. Dacă vă faceți o echipă până ajungem la laptop în fața lui să începem programul, băgați-vă repede pe înscrieri slamstreetballchallenge.net. A, și acolo vor vedea exact de nu, cine mai e nevoie, nu? Ușor, deci aveți de introdus un nume, un CNP și atât. Nu aveți niciun fel de problemă, vă alegeți numele echipei și sunteți înscriși. E foarte simplu. A, păi da, și, foarte da, simplu. Și să menționăm bine, lucrul și că... Și fi să te prezinți la competiție. Știi, păi nu, să menționăm că nu ești de divizia A, nu? Sau... Da, bine, da, dacă nu aveți mai mult de unul de divizia A, e super ok. Vreau să menționez faptul ăsta, Open Mix, categoria de anul ăsta, e prima oară în România, practic. Da, deci, exact, e premieră în România, nu, n-a mai făcut nimeni. Dar acum să nu ne înțelegeți, stai un pic, nu se poate să fie doar fete, e obligatoriu și o fată și un băiat. E clar, și tot timpul
Trebuie să fie pe teren cel puțin o fată și un băiat în respectiva echipă. Bine, sunt 3 jucători pe teren. Cel mai mulți care practică sportul ăsta sunt băieți. Da, deci, e obligatoriu să fie o fată. Da, practică asta, deci, asta e, da, pe de altă parte. Și fata ce va fi, e... prinzătoarea sau cum e aici? Că nu știu exact. Asistentă. Da. Nu, da, exact, fata, deci la competiția asta, fata are cel mai important rol. Exact. Pentru că... Adică ea marchează, nu? Dacă marchează, fata are dublul coșului cât băiatul. Serios, adică păi, fata, păi stai puțin, stai puțin că nu merge așa. Sunt două puncte și fetele vor egalitate, nu? Sau femeile în general. Merge și un pic de discriminare pozitivă, măcar pe teren. Hai că acolo, discriminarea deci, asta. Păi eu trebuie să muncesc de două ori mai mult, nu? Ca să înscriu două coșuri, nu? Asta este, ce să-i faci. Dar, având în vedere că... trebuie să le implicăm și pe fete în joc, altfel poate băieții sunt mult mai atletici, mult mai, nu știu, puternici, ar neglija importanța fetei, astfel fata are practic cea mai mare importanță în meci, coșul ei va fi de 2 puncte dacă și, de și în general e posibil să câștige echipa cu cele mai tari fete sau cu cea mai tare fată. Așa cred, în la principiu cam asta... acolo se va juca, știi, ea e piesa care face diferența. E momentul să... Da, e momentul să ne luăm un pic la revedere. Din păcate, chiar îmi pare rău că n-am apucat să vorbim foarte mult. Oricum, mulțumim tare mult că ați venit. Mulțumim și noi. Și eu zic că o să ne vedem cu băieții, nu știu de ce am impresia, și un pic săptămâna viitoare, să vedem și cum a ieșit competiția. Cum a evoluat da, totul. Cum a evoluat toată povestea și cine a câștigat, cine pleacă mai departe. O să vedeți și demonstrațiile. Vom fi și noi și cu siguranță o să fim acolo. Facem o echipă. Să filmăm acolo. Până pe 23 iulie ei vor fi aici în Bacău. Deci avem proiectul ăsta internațional, Preview se cheamă, făcut de noi de Step. Vin 28 de tineri din diferite țări. Deci ei sunt doar o mică parte din grupul mare care e, va uite, veni. Uite că sigur ne-ai mai dat o temă de da, emisiune asta cu e mult povestea mai asta. Și asta știi nu că mult mai, mai interesant, dar e foarte interesant. Sunt top țări participante. Malta, Irlanda de Nord, Olanda, Turcia, Polonia, Austria, România și... O să-i las la urmă. Italia. Deci fiecare va veni cu 3-4 participanți aici, vom avea un grup mare de 28 de persoane, suntem în Bacău. Da, excelent și sigur o să mai auzim multe despre asta. Ce să vă zicem mai mult decât vă invităm la streetball? Mulțumim frumos, mulțumim Adi pentru ajutor. Da, sigur și că da. Să vă și mai arătăm o dată, să vă nu mai uitați. Arătăm o dată afișul, unde e? Aici? Nu uitați să veniți, faceți mișcare, că e bine. Vă așteptăm ca să vă treziți. Măcar să-i vedeți pe băieți, că oricum aveți la Ferdinand, fostul Bacovia. Da, exact, la fostul Bacovia, pe terenuri, ca și anul trecut. Sper să veniți în număr cât mai mare. Mulțumim tare mult. Thanks a lot for being here. And I'll surely see you again. Probably on the court. Mulțumim și noi. See you. Chiar dacă e vineri 13, noi sperăm că v-ați început ziua cu bine. Dar nu ne luăm la revedere înainte de a mulțumi sponsorilor. Mulțumim Bourbon, Verde Plus Decor, Daisy Sara, Bliss, Brown Coffee, Stefano, Maxton. Mulțumesc fetelor de la Maxton pentru vestimentația de astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare. Să aveți un weekend plăcut. Noi ne tragem în balansoar mai mult. Bye. I'ma shoot them one by one. Got vibes I see, something like a pentagon. Strike with the forces of King Solomon. Letting bygone be bygone, and so on and so on. I'ma teach these cats.